doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la Atelier de Psihologie. Sunt Ica Secoșan și vă aștept în fiecare luni la ora 20 să dezbatem alături de invitații noștri teme variate din domeniul psihologiei. Astăzi vom discuta despre sănătatea mentală a românilor, despre psihopatie și tulburări de personalitate, dar și despre toate modalitățile în care ne putem trata. Vom dezbate toate aceste subiecte alături de un psiholog cu o vastă experiență în psihologie clinică și psihoterapie, lector universitar doctor Mugur Ciumăgeanu. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la Atelier de Psihologie! Bine v-am găsit! Mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Este o onoare pentru noi să vă avem alături de noi la a 5-a ediție a Atelierului de Psihologie. La cât mai multe! Mulțumesc. Deci, despre ce vorbim astăzi? Astăzi discutăm în primul rând despre sănătatea mentală a românilor. Aș fi curioasă să aflu dacă vi se pare că în ultima perioadă românii sau în ultimii ani suntem sănătoși din punct de vedere mental, mai puțin, deloc. Cum a evoluat această patologie psi în ultimele decenii în spațiul nostru cultural? Deci aici aș putea să vă dau două răspunsuri. Unul la intuiție și unul de inspirație științifică. Răspunsul la intuiție este un foarte mare nu știu. Și răspunsul științific este și mai mult nu știu. Pentru că, din păcate, o să încep cu a doua parte, din păcate, România ultimilor două sau trei decenii deja nu s-a îngrijit pentru a contabiliza și a număra ce înseamnă sănătate mentală, afectare mentală, probleme de sănătate mentală, și noi nu avem în momentul ăsta niciun fel de statistică pe care să ne putem baza cu siguranță cât de sănătoși sau cât de razna suntem noi ca români. Și ca urmare, pe aceste lucruri se construiește și o politică de sănătate mentală care de multe ori este ca o construcție pe un fundament foarte puțin solid, mai degrabă șubret. Avem, cum să spun, putem să estimăm cât de afectați suntem sau nu, de vremuri, de politică, de interferențele diferite, dar, din păcate, aceste estimări sunt mai degrabă legate de, nu știu, raportarea la literatura de specialitate sau alte lucruri similare. Singurul studiu care într-adevăr a încercat la un moment dat să evalueze ceea ce noi numim prevalența și incidența bolilor mentale în România, este un studiu desfășurat mai degrabă de Școala Națională de Management Sanitar și care a fost făcut pe un număr destul de mare, pe aproximativ 3600 de gospodării din România, dar a cărui rezultate ar trebui puse sub semnul întrebării. Studiul este făcut în anul 2005, 2006, 2007, dacă nu mă înșel. Rezultatele ar trebui puse sub semnul întrebării pentru că o parte din întrebările traduse conform unei metodologii internaționale probabil nu au fost foarte bine înțelese de cei care răspundeau acestor întrebări, și în acest studiu, care este, repet, singurul studiu oficial după decembrie 1989 pe care îl avem, din punctul de vedere a acestui studiu, noi ieșim suspect de sănătoși mental. Noi spunem că românul e rezistent, că românul nu-i pasă, dar în momentul al doilea, când te uiți în jur și vezi oameni care au probleme cu nefericirile, cu consumul de alcool, cu frica de ziua de mâine, ceva nu dă cu rest. Și din punctul ăsta de vedere, acest studiu, din fericire, nu este cunoscut de oamenii politici, pentru că ei ar putea spune, noi nu mai investim bani în sănătate mentală, în psihiatrie, în îngrijirile comunitare de sănătate mentală, pentru că românii și-au rezolvat problema cu sănătatea. Deci asta este partea mai complicată a răspunsului pe care vi-l dau în momentul ăsta, că nu știm cu exactitate care sunt problemele de sănătate mentală a românilor. Nu putem să le judecăm după ceea ce înseamnă probleme de sănătate mentală din spitale, pentru că noi știm că în spitalele de psihiatrie de obicei vin cazurile cele mai grave și spitalele de psihiatrie și clinicile de psihiatrie și centrele de recuperare, ele sedimentează persoane cu patologie gravă și mai mult de
care se numește de ușă turnantă, în sensul că mulți dintre pacienții care ajung să se interneze, se reinternează și este ca și cum ar face așa un fel de cerc la nesfârșit. Ceea ce se întâmplă în probleme în comunitate, în depresii, în anxietăți, în problemele de panică, problemele legate de traumă, problemele legate de abuz și impactul psihologic al problemelor legate de abuz, bâșbâim încă și căutăm răspunsuri reale. Din punctul ăsta de vedere, este și greu să răspund personal și de-aia am spus că primul răspuns al meu este un nu știu, pentru că bineînțeles că de la nivelul cuiva care stă în cabinet și vede oameni în cabinet, poți să ai impresia că ei sunt din ce în ce mai mulți. Dar, de fapt, s-ar putea să fiu eu și colegii mei din ce în ce mai cunoscuți sau mai vizibili, sau adresabilitatea să fie și oricum. Chiar dacă ești un psihoterapeut de succes sau un clinician de succes, eu am făcut un calcul. Mai mult de 200-300 de oameni în total pe an, eu nu văd, n-am cum fizic timp să văd, pentru că psihoterapia și în ce înseamnă ajutorul de sănătate mentală este un proces care nu se rezolvă în 10 sau în 20 de minute, din păcate va trebui să fac o puțină bârfă, cum se rezolvă un consult psihiatric. Noi avem nevoie pentru același client uneori de întâlniri de numărul, de ordinul zecilor și atunci ne reducem și oricum mare parte din cabinetele persoanelor care ajung să practice psihoterapie, cum de altfel sunteți și dumneavoastră, sunt pline cam de aceiași clienți. Deci există un număr dincolo de care nu mai poți scala, nu mai poți să aduci oameni în jur. Și atunci, de la nivelul unui cabinet, poți să zici sunt mulți oameni care mă caută și n-au loc să vină la mine. Dar nu pot să știu exact dacă oamenii ăștia reprezintă totalul populației care are probleme de sănătate mentală, o mică parte, o mare parte și așa mai departe. Deci suntem într-un fel de ceață care, de altfel, este o pată de rușine pe statisticile românești. Noi avem statistici care sunt acceptabile cu câți oameni sunt, nu știu, posesori de automobile și câți nu. Avem statistici legate de posesiuni, avem statistici, unele dintre ele, care funcționează relativ ok despre diferite forme de sănătate sau despre fumat, dar statisticile pe probleme psihiatrice și pe probleme psihopatologice sunt dificil de făcut pentru că necesită un fel de know-how care nu este la îndemâna oricui și, în primul rând, nu este la îndemâna unor case, de unor institute de sondaj al opiniei publice care pur și simplu întreabă, vă simțiți rău? Da, nu? Și în momentul acela spunem, românii sunt foarte afectați mental de criză, de politică, de vremea caldă sau de ploile sahariene sau ceva de genul ăsta. Pe de altă parte, cum poți elabora niște politici ale statului în domeniul sănătății mentale dacă nu bazându-te pe o astfel de statistică care să-ți spună cât din populația ta este afectată sau nu de o patologie din acest spectru și ce tip de patologie? Nu poți. Evident că nu poți. Eu am avut nefericirea, aș putea spune acum, la un deceniu distanță. Am avut nefericirea să lucrez 2 ani în administrația publică și am condus Centrul Național de Sănătate Mentală timp de 2 ani de zile, care era un organism care teoretic ar trebui să facă reforma în sănătate mentală. Bineînțeles că noi porneam de la niște detalii și la niște date inexacte pe un sistem foarte puțin dezvoltat. Adică, indiferent dacă există multă, medie sau puțină patologie, probleme de sănătate mentală în România, noi oricum avem foarte puțin psihiatri, psihologi și asistenți sociali și asistente medicale de psihiatrie care să-i ajute. Deci, oricum ai lua-o, oricum forța de muncă care ar veni în întâmpinarea problemelor populaționale este foarte mică. Lucrând la Centrul Național de Sănătate Mentală, ne-am dat seama că problema nu este neapărat cu legată de dacă avem sau nu statistici, ci legată de felul de a găsi o modalitate ca să convingem decidenții politici că merită să ai cunoștințe aprofundate față de problemele de sănătate mentală. N-am reușit să convingem, sau cel puțin eu și cu echipa mea nu am reușit să convingem pe nimeni. Ne-am dat demisia foarte certați cu ministrul sănătății de pe atunci
și foarte supărați de altfel, în primul rând pentru că nu am avut sprijinul comunității științifice și comunității de idei, și în al doilea rând că ne-am dat seama că nebunia nu este un subiect electoral. Adică niciunul din politicieni, de la niciunul din partide, nu vrea să se asocieze cu ideea de, nu știu, salvator al nebunilor sau, nu știu, lider care se bazează pe acest lucru și, ca urmare, întotdeauna tot ce înseamnă probleme de sănătate mentală, inclusiv ale copiilor, care chiar dacă sunt mai sensibile, tot într-o zonă din asta ușor rușinoasă sunt pentru sfera politicului, sunt date la o parte. Nimeni nu este interesat de acest lucru dacă s-ar putea invizibiliza acest lucru. Când te duci și spui cu niște cifre, ok, am înțeles că mai rămas 16-17 milioane în România. Probabil din acești 16-17 milioane, dacă este să o luăm după statisticile internaționale, nu după cele pe care le avem noi aici, cel puțin 160.000 de oameni, de jumătate din Timișoara, sunt sau ar fi pasibil de diagnosticul de schizofrenie. Unde sunt oamenii ăștia? Cine vrea să aibă de-a face cu ei? O parte sunt în familie, o parte sunt în spitale, nimeni nu-i vede, nimeni nu știe unde sunt și categoric nimeni nu este interesat de ei, de masă de manevră politică. Și atunci preferi să te asociezi pe niște dizabilități sau niște probleme mai umane care dau bine într-o poză. N-am văzut încă niciun politician dispus să stea să se pozeze cu o persoană care a făcut coming out și a spus că sunt o persoană care suferă de schizofrenie. Și această dorință și această sperietură față de alteritatea cuiva care are problemă de neînțeles, cel puțin pentru politician, fac ca acest domeniu să fie subfinanțat, lipsit de orice fel de sprijin, golit de ideea aceasta de ajutor și compasiune și lăsat cumva la izbeliștea autorităților locale, unor programe care la ora asta nu mai sunt atât de generoase cum erau imediat după ascensiunea la Uniunea Europeană, care mai dau câte un ban și câte o ciosvârtă unui spital sau unei clinici, și toate lucrurile astea în momentul ăsta merg pe un sistem de reproducere a structurilor de îngrijire care erau și acum 10 ani, și acum 20 de ani, și acum 30 de ani, și nu pe realmente o reformă sau o dorință reală de a cunoaște ce se întâmplă în teritoriu. Da, vești destul de triste, din păcate. Da, nu știu, nu vreau să... Adică eu am plecat de la minister extrem de dezamăgit de faptul că nu am putut să rezolvăm mare lucru. Și dezamăgirea asta venea și din faptul că am sesizat că era o rezistență foarte mare și din partea celor care lucrează în sistem, nu numai a politicienilor. Pentru că, într-un fel, noi atunci ne pornisem pe cai foarte mari și aveam susținerea, cel puțin un an sau un an jumate, am avut susținerea și Uniunii Europene pentru a găsi niște variante de reformare a serviciilor care ar fi trebuit să fie mai apropiate de casa oamenilor, mai legate de problemele și de zi cu zi, de funcționare, de programe psihosociale. Ori, în momentul ăsta, suntem reîntorși în anii 60, 70, 80, din punctul meu de vedere, structuri spitalicești mai mari sau mai mici și mai nimic pe lângă ele. Singurul adaos care este evident în ultimii 20-30 de ani sunt apariția structurilor private de îngrijiri, unele dintre ele cu contract cu casa și altele nu, fie de către psihiatri, fie de către psihoterapeuți, cele de către psihiatri acoperite prin cheltuieli, acoperite de cheltuielile de către casa de asigurări, cele oferite de psihoterapeuți, din păcate, fiind servicii oferite contra cost din buzunarul clienților, pentru că știți asta foarte bine, nimeni nu acoperă în momentul ăsta sau acoperă extrem de puțin din serviciile de psihoterapie pe care le putem oferi noi, psihologii, clinicieni și psihoterapeuți. Da, așa este.
Felul în care definim sănătatea mentală însă este într-o continuă schimbare și a fost de-a lungul ultimelor decenii. Organizația Mondială a Sănătății, dacă nu mă înșel, spunea că în curând unul din două persoane vor avea o problemă la un moment dat de sănătate mentală. Care vi se pare de la nivelul cabinetului dumneavoastră că sunt cele mai des întâlnite probleme de sănătate mentală în spațiul nostru cultural? Păi, nu știu dacă avem un specific cultural. Am avut un specific cultural și l-am pierdut. Eu povestesc că, nu știu dacă mai țineți minte că am și făcut niște cursuri împreună, tot povesteam la un moment dat de specificul nostru cultural, care este faimoasa boală de curent. Boala de curent nu există niciunde în Europa asta, decât așa în câteva insulițe cum este România. În Anglia, dacă îi spui cuiva să închidă fereastra la autobuz sau așa, se va uita la tine și nu va înțelege că ce se întâmplă și cum este cu țugul, cu curentul nu și cu te așa. Trage da. Curentul, da. Exact. Deci, noi am avut un specific național pe probleme și am impresia că românii sunt niște mari văicăricioși. Spre deosebire de, nu știu, să zicem așa, mândria și stoicismul manghiar pe care îi vezi că ei își mușcă din pumn și nu spun nimica. Dar oricum astea sunt stereotipuri, nici nu cred până la capăt în ele. Am impresia că în momentul ăsta suntem destul de aliniați, adică văd la cabinet ceea ce văd și în manualele de clasificare. De la, nu știu, anxietate, tulburările ale comportamentului alimentar, tulburările ale impulsurilor sexuale, tulburări de personalitate, cam așa cum sunt descrise în manuale, ceea ce da, s-a schimbat, pentru că tocmai mi-am dat seama că sunt în branșa asta a psihoterapiei de 18 ani. Ceea ce s-a schimbat în ultimii 18 ani este că lumea vine cu mult mai multă ușurință și cu mult mai puțină rușine, cel puțin în orașele mari, la cabinetele de psihoterapie. Asta este clar schimbat și modificat. În rest, aceleași lucruri pe care le învățăm, pe care le-am învățat de la profesorii noștri din străinătate, pe care încercăm să le transmitem mai departe, sunt câteva particularități. Eu am încercat la un moment dat chiar să cuantific câteva. De exemplu, în manualele după care am învățat eu, o parte americană, o parte englezești, o parte nemțești, că aici e parte din formarea mea, se povestește foarte mult despre clienții care își fac teme, care merg cu sarcinile acasă, care lucrează foarte mult pe propria lor sănătate. Una din particularitățile pe care le-am observat la mulți dintre clienții cu care am lucrat de-a lungul vremii este că mare parte dintre clienți nu-și fac temele. Așa că de la un anumit moment dat, cu unii nici nu le mai dau teme. Posibil să se uită cineva la emisiunea asta și să-și dea seama că, da, uneori nu mai dau teme unora din clienți și tipul de terapie pe care îl practic eu, care se numește terapie cognitiv-comportamentală, este o terapie bazată pe sarcini de acasă, bazată pe practica acasă. Încerc cumva să gestionez acest lucru, dar în afară de această lipsă de conștiinciozitate pe care o remarc la mulți dintre clienți, nu pot să spun că noi suferim altfel sau trăim altfel. Acum, legat de a doua parte a întrebării, cât de frecvente anunță Organizația Mondială a Sănătății că este sau va fi tulburările de sănătate mentală, aici lucrurile astea trebuie să le privim puțin critice. Pentru că Organizația Mondială a Sănătății, așa cum spune ea, este un organism de tip medical. Organismele de tip medical la ora asta sunt foarte dependente cumva de și de industria farma și de o serie de constrângeri economice și așa mai departe. Cu cât avem mai multă boală sau probleme de sănătate mentală, cu atâta teoretic avem o piață mai mare de desfacere pentru potențial tratamente și nu tratamente psihologice, ci tratamente medicale. Și atunci observăm cu îngrijorare cum OMSU, Organizația Mondială a Sănătății, în ultimii 30 de ani tot anunță niște lucruri. Adică acum 30 de ani era un sfert din populația globului a avut sau va avea o problemă de sănătate mentală. După aia am ajuns la o treime. Acum totul bate la ușă să ajungem la jumătate din populația globului a avut sau va avea. Se pune problema foarte serios și asta încercăm noi, cei care încercăm să înțelegem psihopatologia sistemic.
Se pune problema dacă nu cumva exagerăm și mare parte din condiția umană, care înseamnă la pachet și suferința, adică noi nu trebuie să fim niște marionete vesele și săritoare și pozitive tot timpul. Noi avem în sine înscrise și genele suferinței. Faptul că ne pierdem la un moment dat părinții, faptul că ne mor prietenii, faptul că ne despărțim uneori și nu neapărat din vina noastră, faptul că vedem cum pe lumea asta se întâmplă lucruri rele și ne revoltăm. Toate aceste lucruri sunt suferințe umane. Ideea nu este să le punem etichete tuturor și să spunem și asta e o boală și asta e o tulburare și aici avem un diagnostic. Pentru că așa vom ajunge să respirăm și să spunem și asta este o problemă de sănătate mentală. Și din punctul ăsta de vedere, ceea ce se întâmplă și lucrul la care noi asistăm cu destul de multă îngrijorare. Noi vorbim de un grup de oameni care ne putem numi teoreticieni ai nebuniei, psihopatologi, este că din ce în ce mai multe părticele a ceea ce însemna experiența umană se transformă în experiență diagnostică. Și asta ne creează o senzație ușor de disconfort, pentru că te temi că mâine, dacă vei căsca mai la stânga dimineața când te trezești, te vei trezi cu un diagnostic. Poimine, dacă o să te revolți împotriva unui regim politic injust, vei fi acuzat de un diagnostic. Chestia asta s-a întâmplat în Rusia stalinistă, chestia asta s-a întâmplat și în America McCarthyistă. Deci sunt foarte multe lucruri care până la urmă converg spre aceeași idee. Experiența umană este foarte variată, comportamentele umane sunt foarte diverse, și lucrurile care par deviante în ochii unor persoane nu în mod neapărat trebuie să fie catalogate ca și tulburare psihică. Și din punctul ăsta de vedere, cred că Organizația Mondială a Sănătății a scăpat lucrurile puțin de sub control și a pleacă în momentul ăsta urechea mai degrabă aripii medicalizante care spune tot ce este experiență non-conformă cu normalul va ajunge să fie catalogată ca tulburare mentală. E îngrijorător pentru că dacă peste 20 de ani normal va fi o experiență în care vom fi anunțați că 22% din oameni sunt normali, restul au șansa să fie razna cel puțin o dată în viață, pe momentul ăsta haideți să redefinim și să spunem că cei 80 sau 78%, dau niște cifre ipotetice, 78% sunt normali și aia 22% care niciodată n-au avut nimic și nici pe dracu, ăia să devină cei care să-i băgăm în diagnostice. Așa este. Există în ultima perioadă, cel puțin în România, o serie de cazuri intens mediatizate în care oameni aparent funcționali, care își plătesc taxele la stat, care își parchează corect mașina, care nu intră în conflicte majore cu colegii de serviciu, se duc într-o zi acasă și se sinucid sau își omoară familia. Sunt persoane care se circumscriu unei patologii anume, cum i-am putea înțelege? Revenim la discuția despre tulburări de personalitate. Știți că s-au tot mediatizat cel puțin în ultimii ani o serie de cazuri de acest gen. La un moment dat am colaborat destul de mult cu o organizație de drepturile omului, unde mai păstrez încă relațiile de prietenie, dar nu mai avem relații de colaborare. Agenția de monitorizare a presei, Active Watch, de la București, care este o organizație, repet, de libertatea de exprimare. Și noi am făcut de câteva ori monitorizări media pe ceea ce înseamnă prezentarea în media a situațiilor care fac referire la probleme de sănătate mentală. Ca peste tot în lume, crimele și infracțiunile extreme comise de persoane cu probleme de sănătate mentală sunt un subiect media foarte interesant și ca urmare ele sunt supra-reprezentate. O să vă dau, n-am statistici din România, noi am încercat să facem statistici, dar ca de obicei nu suntem foarte tari la statistici, dar o să vă dau un exemplu pe care eu tot l-am folosit. În stat, în Canada, undeva în anii 93-94, au fost în același timp două crime.
O persoană cu probleme de sănătate mentală care a omorât din senin un polițist călare, mândria Canadei, băieții aia frumoși îmbrăcați în roșu și cu pălărie neagră și ușor țuguiată, și în aceea zi un soț care și-a omorât soția și amantul, care era și cel mai bun prieten al lui, în domiciliu conjugal. Ok, deci două crime comise în aceea zi. În media, acoperirea cazului nebunului care a omorât polițistul călare a fost undeva la vreo 3-400 de prezențe în media. Și vorbim de media pe print sau pe televizor, cum era prin anii 90. Iar crima pasională a fost acoperită în două sau trei știri locale. Deci cam asta este diferența. Dacă cineva face o treabă comite o faptă inexplicabilă sau bizară sau spectaculoasă, bineînțeles că se învolburează toate mințile lumii care încep să vină și să spună da, nebunii sunt periculoși, n-ar trebui să-i lăsăm pe stradă, ar trebui să-i închidem și așa mai departe. Și în aceea zi, în aceeași perioadă, se întâmplă zeci de alte fapte, e adevărat, nu la fel de spectaculoase, banale, dar la fel de oribile. Și în momentul ăla, ele sunt trecute sub fapt divers sau ceva de genul ăsta, pentru că noi suntem foarte atenți la ce se întâmplă în zona asta. Sinuciderile sau toate aceste crime pasionale sau așa, din păcate, de multe ori nu sunt făcute de persoane dereglate la cap cum psihiatric, ci care ajung într-o fundătură existențială sau fundătura propriei lor personalități. Și care, de altfel, dacă cu o zi înainte ar fi fost la un psihiatru, nu s-ar fi ales cu niciun diagnostic sau foarte puțină probabilitate s-ar fi ales de un diagnostic. Deci este o istorie de suprareprezentare a unor probleme în mass media, de evident de căutarea senzaționalului și de prezentarea lucrurilor extrem de senzaționalist, în special în zonele astea care sunt foarte, nu știu, delicate pentru auditoriu. Hai să ne gândim numai la doctorul Ciomu, care este celebru prin faptul că a comis o greșeală și după aceea, pentru că a atins o coardă sensibilă a românului și româncei, a fost dus până în pânzele albe, adică până în momentul în care Colegiul Medicilor din România, care nu dăduse niciodată o decizie de genul ăsta, a ajuns la concluzia că îi va retrage licența de a practica, pentru că românii erau foarte supărați. Deci, în contextul ăsta de mass media, suntem într-un context care este foarte, cum să spun, suburban în adresări. M-am uitat recent la comentarii și întotdeauna trebuie să vezi care este nivelul unui senzaționalism și efectele senzaționalismului dacă te uiți la comentariile sub postări și dacă vă uitați pe Hot News. Da, nu avem probabil cea mai simpatică prim-ministră din univers, dar comentariile la adresa acestei persoane sunt mult mai suburbane și mult mai mitocănești decât comentariile doamnei în cauză. Deci suntem cumva particulari din punct de vedere cultural, poate sub aspectul personalității. Pomeneați mai devreme de disarmonie și ați susținut în urmă cu câteva săptămâni o prelegere de succes în legătură cu psihopatia. Sunt mulți psihopați în România? Cine sunt? Unde îi găsim? Unde îi întâlnim? Cum îi identificăm? Cum arată? Iarăși mă cuiați cu exact aceeași întrebare. Cât sunt și unde sunt? Deci, răspunsul foarte clar. Nu știu cât sunt, nu i-am numărat și nu i-a numărat încă nimeni. Unde sunt? Peste tot. În special în funcții de conducere. Minunat. Cum ne apărăm de ei? Nu știu, stăm în casă și ne închidem cu iala, că dacă nu putem și ne închidem cu ea la singuri, că s-ar putea ca partenerul nostru sau partenera noastră să fie din același trib. Istoria asta cu
psihopatia și cu tulburările de personalitate este o altă problemă care este foarte des adusă în ograda noastră a psihologilor și a psihoterapeuților. Faceți ceva cu ei, curățați lumea de oameni răi. Părerea mea este una ușor nuanțată despre persoanele astea cu tulburări de personalitate. În primul rând, persoanele cu tulburări de personalitate sunt niște supraviețuitori. Mulți dintre ei n-au optat, n-au ales sau n-au intrat în viață fiind așa cum sunt, ci au trecut printr-un luptă de obicei cu un mediu ostil sau cu o biologie foarte neprietenoasă, deci cu o moștenire biologică foarte neprietenoasă. Au intrat în viață și au fost marginalizați, au fost... Și unii dintre ei au ajuns într-o poziție în care această luptă pentru supraviețuire a început să le dea cumva un fel de încurajare a succesului. Și unii dintre ei au ajuns și în funcții de conducere. Și eu cred că una din înțelegerile foarte umane a personalității este de a considera acești oameni ca niște supraviețuitori. Niște supraviețuitori a unui alt război decât unul atomic sau cu pușca la umăr, și mulți dintre ei nu știu cum să trăiască altfel. Și e o dramă internă și e o dramă și evident pentru cei din jur, adică da, nu-ți vine să îți petreci viața sau să ai în familie pe cineva care este crud și fără sentimente și fără remușcări. Persoanele care se uită la tine în ochi și spun că te iubesc sau te adoră și după aia te trezești cu jumătate din conturi golite, nu sunt niște persoane comode, persoanele care fac crize incontrolabile, care sparg totul din casă, care sunt autocentrate pe nevoia lor de atenție. Niciuna din persoanele astea nu sunt persoane care să-ți creeze așa drag și simpatie și blândețe. Dar cu toate astea, persoanele astea au niște motive să facă ceea ce fac, să se comporte așa. Și de multe ori, dacă familiile nu pot să înțeleagă motivele acestea, încercăm noi să le înțelegem în cabinet și încercăm uneori să ajutăm persoanele astea pe un proces foarte lent să se înțeleagă ele pe ele însele. Există psihopați, că vorbeam despre psihopatie care se adresează psihoterapiei. Asta e o întrebare pe care o rezolvăm cumva în cursul primul curs sau al doilea curs de terapia tulburărilor de personalitate. Răspunsul este direct aproape niciodată. Dar o persoană cu tulburare de personalitate poate să sufere și de alte probleme decât cele legate de propria personalitate. Poate să aibă o depresie, poate să aibă atacuri de panică, să aibă o problemă cu consumul de substanțe, să aibă problemă în sfera sexualității sau orice altă problemă, cum spunem noi, de axă 1, de problemă episodică care poate apărea în viața oricui. Deci ei nu sunt niște imuni la nenumăratele rătăciri unde ne conduce mintea. Și aceste persoane ajung să vină la cabinetele noastre pentru că speră să-și rezolve o problemă la un nivel și ăsta este de multe ori și ancora pe care noi putem ancora să-i stabilizăm într-o relație de terapie. Pentru că o relație cu o persoană care suferă de o problemă de personalitate este o relație care durează de obicei luni, ani și uneori chiar zeci de ani. Asta e eterna glumă pe care noi o spunem că tulburările de personalitate, terapiile cognitiv-comportamentale, eu sunt practician de terapii cognitiv-comportamentale, sunt terapii scurte. Pentru majoritatea problemelor, noi încercăm să punem un cadru de 10-20 de întâlniri cu clienții. Pentru tulburările de personalitate, only sky is the limit. Deci nu există o limită. Sunt oameni pe care eu i-am trecut prin cabinetul meu ani de zile și care continuă să vină. Adică însoțiți de-a lungul evoluției lor, practic, până la un moment dat.
până la un moment dat, când ne despărțim amiabil sau nu. Și aici așa este o problemă, dar uneori și despărțirile non-amiabile sunt despărțiri care arată că acolo a avut loc un proces de creștere. Așa este. Dacă ar fi să revenim la discuția despre psihopatie, cum se manifestă? Ce emoționalitate are? Care sunt comportamentele specifice unei astfel de conjuncturi? Aici ar trebui să aducem în discuție puțin, să clarificăm conceptele, pentru că noi avem 2, 3, 4 înțelegeri asupra cuvântului de psihopat. Îl folosim în viața de zi cu zi când spunem X este un psihopat sinistru sau m-am săturat de toți psihopații ăștia care ne conduc. Când îl folosim în limbaj obișnuit, cuvântul de psihopat înseamnă în general un om fără empatie, un om cumva centrat pe interesul lui și impasibil sau insensibil la suferința altuia. Așa este accepțiunea cuvântului psihopat în limbajul de zi cu zi. În limbajul un pic mai științific, psihopatia înseamnă o particularitate de personalitate care poate să cuprindă mai multe elemente în același timp sau separate, legate de manipulativitate, deci tendința aceasta de a profita de alții, de a îi exploata, de a-i oprima, legată de psihopatia în sine, adică tendința asta de a impune și căuta respect nereciproc și fără remușcări și lipsită de empatie, sau psihopatia narcisică, care este legată de o persoană care este centrată foarte mult pe obținerea de admirație și pe obținerea de favoruri și auto-îndreptățire extremă. Și această istorie de psihopatie complexă, noi o punem sub umbrela a ceea ce se numește triada întunecată, dark triad. Ok. Deci, este o accepțiune din viața de zi cu zi, este o accepțiune puțin mai tehnică și mai nuanțată în zona aceasta a psihopatologiei și mai este accepțiunea de psihopat ca orice persoană care suferă de o problemă de personalitate. Adică, în general, psihopatia acum 100-150 de ani erau numiți psihopați cei care aveau probleme de caracter și erau considerați psihopați numai aia care aveau un caracter rău, deci care erau infractori, manipulatori, excroci. Între timp, însă, psihopatia a evoluat și au apărut și alte rude mai sărace ale adevăraților tartori care sunt psihopații antisociali și noi numim uneori la ora asta psihopatie ca orice fel de tulburare de personalitate, ca și cadrul generic. Acum, dacă este să revenim la așteptările omului de pe stradă, spectatorului care se uită la noi, în general, interesul cade asupra psihopatului înțeles ca o persoană crudă, fără remușcări și fără empatie. Și aceștia sunt, într-o oarecare măsură, dacă iese să mergem pe statisticile internaționale, psihopații de acest tip sunt undeva 2-3% din populație. Deci nu este o cantitate neglijabilă, care sunt niște oameni lipsiți de orice fel de remușcări, de empatie, de sentimente de vină, capabil de a îi juca pe alții pe degete, incapabil de a reciproca sentimente sau a reciproca, nu știu, bunuri sau daruri și care pot să ajungă fie foarte sus, fie foarte jos. Cei care ajung foarte sus, ajung directori de corporații, ajung în poziții de conducere, ajung în zone politice de foarte multe ori, cei care ajung foarte jos, ajung și termină în pușcării, termină în marginalizare socială, pentru că până la urmă cineva sau
o comunitate întreagă se prinde de schemele și scamatoriile lor foarte speciale și ajung să fie marginalizați. Pomenați de profesiile în care ajung aceste persoane. S-ar justifica, spre exemplu, excluderea dintr-o categorie profesională pe motivul unui diagnostic de tulburare de personalitate? Până la urmă, psihopatia, înțeleg că are beneficii, sunt trăsături dezirabile pentru a ajunge într-un anumit loc, dar ai putea fi exclus din profesie din cauza unei astfel de tulburări, unei dizarmonii profunde în structura de personalitate? Cred că în condițiile geopolitice globale, o asemenea hotărâre, ori locală, ori globală, ar fi dezastroasă pentru ordinea mondială. Una din calitățile psihopaților, dacă vorbim restrâns cumva pe această chestie, este ceea ce noi în psihopatologie numim energie infracțională. Adică oamenii aceștia de multe ori sunt foarte diligenți, foarte energetici, foarte capabili să-și pună proiectele în joc. Și dacă cumva se urcă pe un val de prosocialitate, pot să ajungă eroi, pot să ajungă constructori de națiuni, pot să ajungă conducători de stat, de partid și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, și a existat în America recent o dezbatere, ce facem cu președintele american, care un consiliu de psihologi și psihiatri au hotărât despre el că are o problemă de psihopatie. Îl dăm jos sau nu îl dăm jos? Și au zis, ne pare foarte rău. Psihiatrii înșiși au zis chestia asta și psihologii clinicieni au zis, ne pare foarte rău, dar nu avem un sistem legislativ capabil să controlăm problema de personalitate și problema de caracter. Avem sistemele legale care arată că există incapacitate din punct de vedere al psihicului, din punct de vedere al unei afectări psihice pentru o persoană care suferă de demență, de tulburare de personalitate generată de un accident vascular cerebral, de schizofrenie în anumite cazuri. Deci există posibilitatea de a invalida sau de a scoate pe cineva din poziție pe probleme psihiatrice de axă 1, dar pe tulburare de personalitate noi nu avem niciun fel de posibilitate legală și niciun fel de precedent niciunde în lume. Singura modalitate de a sancționa lucrurile astea este când o persoană de genul ăsta o ia pe valul invers al socialului și când trage foarte multe lucruri pe propria lui pătură și atunci ajunge la pușcărie pentru că este sancționat nu de către psihiatrie, ci de către sistemul juridic. Pomeneați mai devreme despre politici și despre ceea ce se întâmplă la nivelul statului. Avem o întrebare de la unul dintre telespectatorii noștri. Care sunt politicile din Europa care au ca efect reducerea prezenței bolnavilor psihici în public, așa numiții homeless, înțeleg? Ce face bine în acest sens Germania și ce lipsește din acest punct de vedere României? Mie mi se pare o întrebare foarte periculoasă. Nu că mi-e teamă să răspund, dar ideea care asociază lipsa de adăpost cu problemele de sănătate mentală severe. Politicile în vest legate de protecția persoanelor cu probleme de sănătate mentală sunt niște politici care încearcă să fie foarte juste și care încearcă în momentul ăsta nu să limiteze accesul persoanelor cu probleme de sănătate mentală la viața cetății, ci să încurajeze participarea, să încurajeze integrarea în social și în comunitate. Și din punctul ăsta de vedere discut în cunoștință de cauză pentru că am vizitat mai multe țări în Europa și mai multe proiecte de integrare socială care arată că multe din țările Europei sunt la an lumină distanță față de ceea ce facem noi aici. Adică unul din lucrurile care m-a impresionat foarte mult undeva la începutul activității mele când am fost în Belgia lângă Liege este că am vizitat o fabrică de bere care era gestionată
în totalitate de la partea de producție, și noi știm că berea belgiană nu se compară cu nicio altă bere din Europa, de la partea de producție până la partea de distribuție și servire în restaurantul fabricii, integral de persoane cu tulburări severe de sănătate mentală, adică cu diagnostice de schizofrenie, tulburare bipolară sau tulburări severe de personalitate. Și regula în Uniunea Europeană, cu excepția câtorva state, aș putea spune marginale, cum este România sau Bulgaria, este mai degrabă aceasta de includere în viața cetății a persoanelor cu probleme severe de sănătate mentală. Studiile arată că țările în curs de dezvoltare sau țările cu o slabă dezvoltare economică, care nu-și permit să piardă resurse sociale din agricultură sau din uneori din partea de producție și manufactură, în momentul în care nu pune eticheta aceasta de bolnav cu probleme severe de sănătate mentală, reușește să integreze mult mai bine persoanele acestea în viața cetății și în viața comunităților și în viața productivă decât națiunile care sunt mai dezvoltate. Deci, această asociere între periculozitate, lipsă de adăpost, sărăcie și marginalitate este una care, de fapt, creează o presiune asupra publicului și care ajunge într-o situație în care vrea să invizibilizeze aceste persoane, spunând, nu vreau să mă apropii de ei, nu mă interesează, nu vreau să am de-a face. Deci suntem într-o poziție foarte delicată în momentul ăsta, mai ales că structurile din România de integrare a persoanelor cu probleme de sănătate mentală severe sunt, cum spune poezia, sublime, dar lipsesc cu desăvârșire. Noi avem momentul ăsta încercări de integrare comunitară care sunt vag funcționale pentru persoane cu tulburări pervazive de dezvoltare, cum este spectru autist. Mai avem din când în când structuri, cum sunt, de exemplu, și inclusiv aici la Timișoara pentru voi, de integrare și participare la viața comunității a persoanelor cu dizabilități mentale, cu întârzieri în dezvoltare, dar pentru persoane cu probleme de sănătate mentală, programele și susținute sau încurajate sau propuse de autorități locale sau centrale sunt aproape zero. Din păcate, dar așadar, orientarea unei politici ar trebui să fie de includerea pacientului psihiatric, nu de excluderea lui la marginea societății. Istoria asta de excludere este o caracteristică europeană de secol 17, 18, 19. Deci undeva în mintea europenilor, mintea iluministă și foarte dedicată spre elite a europenilor, a apărut la un moment dat această idee grozavă de a construi azile, de a construi un fel de bastioane ale nebuniei undeva departe de marile orașe și de a depozita acolo tot ce era indezirabil. Mai mult decât atâta, sunt remarci și relatări din secolul XVIII, inclusiv picturi despre cum la Bedlam, de marele azil din Anglia, se plăteau bilete ca la grădina zoologică în care burghezii se duceau și vedeau cum nebunii erau ținuți în lanțuri în azile și vizitau aceste chestii ca pe o grădină zoologică. Deci, noi în momentul în care ne propunem să scoatem persoanele în afara privirii celorlalți, în afara privirii cetățeanului onorabil și tipic, noi nu facem nimic altceva decât să reproducem o mentalitate de călău moral care este foarte similară cu mentalitatea de secol 18 și 19. Ideea aceasta de a viețui, de a conviețui, de a gândi lucruri împreună este una mult mai aproape de umanitatea din noi, pentru că niciunul din cei care au afectări severe de sănătate mentală n-a optat voluntar pentru a avea halucinații sau pentru a se hotărî că este cu mintea controlată de nu știu ce entități străine sau de a se hotărî că persoanele din familie au fost înlocuite cu niște sosii care vor să-l omoare.
toate aceste lucruri vin la un moment dat și pot să aibă o logică și ele pot fi depășite în momentul în care suportul este mult mai larg decât unul sau doi membri al familiei care sunt excedați și care nu mai înțeleg nimic sau care i-au spusele despre incurabilitate din partea doctorului ca un fel de literă de lege. Considerați că în lumea digitală în care ne aflăm se dezvoltă mai multă patologie din spectrul psihic? Suntem mai deconectați? Tindem să ne structurăm diferit din punctul acesta de vedere? Din nou, răspunsul aici e greu de dat. Mult timp, și vorbesc acum de literatura de specialitate internațională, că din nou în România nu avem studii, deci am rezolvat-o și românii sunt minunați pe internet și le stă foarte bine acolo și asta îi însănătoșește la cap. În literatura de specialitate internațională se arată că ajung să aibă probleme cei care ar fi avut probleme și în analogic. Adică mult timp s-a adus în discuție o istorie care e banală de fapt, că persoanele, că internetul, participarea pe rețele de socializare sau așa, va crea oameni care se vor izola din ce în ce mai mult de alții. Adică va crea oameni, va mulți numărul de timizi și depresivi. Cercetările internaționale arată că da, răspunsul așa este, creează timizi și depresivi pentru cei care în viața analogică, viața în carne și oase, ar fi fost oricum timizi și depresivi. Deci, ecuația este foarte simplă. Dacă eu acum 20 de ani, în absența FB-ului și altor rețele, n-aș fi ieșit din casă și aș fi preferat să citesc o carte sau să mă joc soliter pe o tablă cu pione adevărați de plastic, deci dacă eu aș fi făcut asta acum 20 de ani, acum de când există FB-ul și rețelele de socializare sau așa, îmi creez o lume virtuală de 2-3 prieteni sau 2-3 colegi de la job pe care îi văd din când în când ce fac pe la mare sau prin Oman, unde s-au mai dus ei în vacanță, și o să rămân la fel de retras ca și cum aș fi fost într-o zonă și într-o era analogică. Dacă însă eu acum 20 de ani aș fi ieșit într-o seară și în a doua seară și în a cincea seară cu niște prieteni la o bere și aș fi ieșit pe munte și aș fi cântat la chitară sau așa, nimic din comportamentele acestea nu se modifică. O să continui să ies uitându-mă la alți prieteni pe FB, o să continui să cânt la chitară și o să postez un mic filmuleț pe YouTube cum cânt la chitară pentru 5 prieteni ca să mă vadă alți 5 prieteni și așa mai departe și voi avea cam aceeași gamă de comportamente cu un adaos pe rețele de socializare în plus. Deci cam asta este istoria și mai mult decât atât, diferitele generații folosesc rețelele de socializare diferit. Deci nu s-a schimbat mare lucru, lucrurile însă par mult mai vizibile, pentru că dacă acum 20 de ani nimeni nu se ocupa de amărâtul care stă în casă și e frică să iasă pe stradă, că o să creadă lumea despre el că este un incapabil, acum toți acei oameni care au stat cramponați în propriile lor intimități și n-au știut și le-a fost frică de ceilalți, sunt mult mai vizibili pentru că își fac curaj să răspundă pe un post sau să dea un poc sau să dea un up pe una din rețele și asta să îi facă să aibă impresia că au și ei puțină viață socială. Deci din punctul ăsta de vedere, eu cred că lumea digitală se va autoregla și la nivel de sănătate mentală și la nivel de posibile patologii. Vor apărea noi probleme, dar nu vor înmulți existența vechilor probleme, pentru că vor rezolva vechi probleme. Așa este. Pentru că discutam mai devreme despre profesie, spuneați într-un interviu anterior că ar trebui să lucrăm luni și marți, joi și vineri, câte 6 ore pe săptămână. Ne-ar proteja asta de probleme în spectrul sănătății mentale sau de celebrul fenomen de burnout, de stresul profesional? Încerc să-mi amintesc când am spus chestia asta, dar asta a fost foarte mult între timp. Eu luni și marți lucrez la Timișoara,
global toate cele 6 ore plus încă 6 ore plus încă 6 ore care a trebuit să le lucrez în celelalte zile ale săptămânii, ca după aia să lucrez o parte din lucrurile pe care le fac la București, în sfârșit. Există niște norme care arată cum ar trebui să tindem noi spre sănătatea mentală. Și suntem, în sfârșit, mulți dintre noi am început să ne coacem, inclusiv în România, pe ceea ce înseamnă protecție sau prevenție. În sensul că acum 10 ani toată lumea era perfect mulțumită dacă își mai înghesuia un program al doua, a treia sau a cincea normă profesională, să adun niște bănuți, să, așa, dacă mai puteai să faci taxi seara sau să, așa, lumea era hămesită cumva, hămesită nu știu dacă de foame, ci de ideea că ar putea să rămână fără bani și fără mâncare și fără acoperiș deasupra capului. În momentul ăsta, din ce în ce mai mulți oameni au început să intre pe această logică care este deja una europeană încetățenită, care sună ceva de genul ăsta. În engleză este work less, earn less, live better. Lucrează mai puțin, câștigă mai puțin și ca urmare trăiește mai bine. Undeva în viața Europei, luată ca și continent, și în viața Americii, să nu mai vorbim că acolo lucrurile s-au puțin diferit, lucrurile au luat o razna la un moment dat și în care noi am învățat că a lucra din ce în ce mai mult generează din ce în ce mai mult, nu știu ce, bani cu siguranță, dar nu viață mai bună. Am ajuns în momentul ăsta să, la nivelul continentului, să apreciem ideea de viață mai bună și nu de salariu mai bun. Repet, România încă nu a ajuns la un nivel de salarial care să dea confort suficient omului de rând, care să spună, ok, acum pot să-mi iau 4 ore liber sau pot să am o zi în care să nu merg la servici și așa mai departe. Dar este foarte clar că o viață mai bună este asociată cu mai mult timp petrecut sens. Multe din joburile pe care le facem noi nu au foarte mare sens. Sunt lucruri repetitive, sunt lucruri rutiniere, sunt lucruri care nu te îmbogățesc într-un fel. Și din păcate trebuie să spun asta și cu tristețe despre profesia de psiholog sau profesia de lector universitar sau așa. Sunt lucruri pe care risc să le faci la repetir. Oamenii din fața ta n-au de unde să știe chestia. Lucrurile astea pe care le repeți te golesc de sens și trebuie să îți creezi un timp, un interval de timp care chiar dacă nu câștigi bani, să simți că merită cumva să cheltuiești banii pe care i-ai câștigat înainte. Și aici este ecuația și balanța pe care o pun mulți dintre europeni, în care spun, ok, dar la ce să mai câștig 1500 sau 2000 sau 2500 de euro în plus, când chestia asta mă drenează de energie, nu-mi dă niciun fel de satisfacție și mă pune în dispoziție de deconectare față de oamenii care îmi sunt dragi. Și această revenire la un program de viață, la o istorie, ca să spun așa, cumva critic productivă, face ca unii dintre oamenii care iau aceste hotărâri să trăiască mai bine, să aibă o viață mai împlinită. Noi, câțiva dintre noi din psihologii români, am început în ultima vreme să ne punem problema, așa cum și-au pus-o colegii noștri din străinătate de ceva decenii, cum să învățăm oamenii să trăiască mai bine și nu cum să reparăm oamenii ca să-i întoarcem înapoi spre funcționare. Și asta încercăm să facem și de câțiva ani eu promovez ideea aceasta de meditație în prezență, de mindfulness, tocmai pentru că pare să fie una din acele căi în care eu mă pot conecta la un filon de viață bună și la un filon de viață împlinită și numai la un filon de viață productivă și hăituită de la o zi la alta și de la un job la altul ca să câștig un pic mai mult și un pic mai mult și un pic mai mult să mai acopăr niște rate. Repet, s-ar putea să vorbesc, cum se spune, în
cu păcat, pentru că știu că mulți dintre noi se zbat la limita supraviețuirii, dar cei care au depășit această limită ar trebui să-și pună problema, de fapt, ei în control vor să se îndrepte. Că ideea nu este să te lupți un an de zile ca să ai 3 săptămâni de concediu, unde să-ți tragi sufletul după efortul pe care l-ai făcut timp de 11 luni și o săptămână, ca să câștigi cele 3 săptămâni. Ideea este ca noi să avem frânturi, părticele sau bucăți consistente de viață bună, zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună. Iar în cazul în care într-adevăr ajungem la un nivel de stres profesional, înțeleg că tendința nu ar fi neapărat să reparăm, ci să dezvoltăm mecanisme de coping, de adaptare mai bună la profesia pe care o avem. Da, sau mecanisme de a ne reinventa relația cu profesia, de a găsi sens în lucrurile pe care le facem. Sunt acum de inspirație japoneză, nu știu dacă pronunț bine, sunt toate aceste tehnici de a găsi un scop în fiecare zi sau în fiecare trezit dimineața. Cred că se numește Ikigai, dacă nu mă înșel, această filozofie japoneză. Dar de a ne găsi un propriu sens, zi de zi, pas cu pas, și nu numai în zonele acestea mari, să-mi cumpăr o casă, să îmi fondez o familie și toate aceste istorii macro, macroacționale. Deseori devenim cinici dacă nu facem asta. Cinismul fiind un punct cheie, spuneați, în evoluția fenomenului de stres profesional. Cum dau seama că am ajuns acolo, în acel punct în care sunt cinică, în care nu-mi dau seama însă dacă sunt în burnout sau e doar un soi de tulboare depresivă sau o reacție anxioasă, dar totuși ar fi cazul să identific acel punct cheie, astfel încât să reușesc să caut și ajutor când sunt acolo și nu ajung prea târziu în cabinetul unui specialist. Da, e o chestie complicată, că istoria asta cu burnout-ul e undeva la jumătatea drumului între persoană și instituție. Niciodată burnout-ul nu vine de la sine, ci vine dintr-o instituție care nu s-a gândit la consecințe. Există oameni care sunt mai degrabă predispuși la burnout. Sunt entuziaști, sunt conștiincioși, sunt responsabili. Deci sunt niște trăsături psihologice care te predispun la burnout. Dar oricât ai fi de conștiincios sau de entuziast sau de responsabil, dacă instituția la un moment dat nu începe să rânjească, să zică, ia uite-te, avem pe cineva care să lucreze pentru noi, instituția vorbind de colegii de muncă, conducerea, regulile instituției, burnout-ul n-ar apărea la un conștiincios sau la un entuziast. Deci întotdeauna la această interfață între regulile unei instituții, caracteristicile unei persoane, apare la un moment dat un firicel de epuizare, un firicel de oboseală extremă, începe să scadă încetul cu încetul eficiența și persoana începe să-și pună niște întrebări care inițial sunt pe o voce foarte mică și după aia devin din ce în ce mai vocale despre ce naiba caut aici. Și ăsta este momentul în care din oboseală, din epuizare, din faptul că pare că nimănui nu-i pasă, că eu îmi dau sufletul pe altarul instituției sau așa, persoana ajunge să aibă inițial un debușeu, o scăpare în cinism, în care începe să spună, e, așa se întâmplă peste tot, suntem niște amărâți de sclavi care trebuie să murim pe plantație și așa mai departe. Deci inițial intră într-o zonă de cinism și după aia încetul cu încetul și asta se epuizează pentru unii dintre noi și atunci ajungem pur și simplu să fim storși și uneori la risc de sănătate fizică și uneori în cazurile extreme pe care le-au fost citate în ultima vreme, în ultimii 15 ani în România, se poate ajunge chiar la epuizare și exitus. Așa este. Există însă un echipament de protecție în fața acestui fenomen?
Da, echipamentul de protecție. Bineînțeles, răspunsul inițial care vine să-l dau la ideea asta de echipament de protecție este veniți la psiholog și reparați-vă acolo. Cred că înainte însă, cred că psihologul este un colac de salvare pe o șalupă care ar trebui să fie instituția ca parte de salvare. Adică instituțiile care, instituția orice ar fi ea, organizație non-guvernamentală, corporație, întreprindere, nu știu, instituție publică? Instituție publică, evident că întotdeauna este câte un fraier într-o instituție publică care face lucrul a încă 20 de oameni. Deci în instituțiile publice există oameni care sunt la risc de burnout, cred că mai mari chiar decât în corporații, că măcar în corporații ești apărat uneori de niște beneficii pe care le poți avea sau măcar de o normare a orelor în plus sau a sarcinilor în plus. În instituție se întâmplă de multe ori ca cineva să fie dorel al instituției care va lua totul în spinare și care până la urmă se va, ca un paratrăzneț, va descărca totul pe el. Deci în zona asta de instituții, grupuri de oameni, cred că de multe ori oamenii care sunt la frâiele și la arhitectura unei protecții a celor care lucrează într-o instituție sunt la fel de responsabili ca persoana însăși de a preveni sau de a îndulci efectele burnout-ului. Nu cred și nu vreau să cred că totul este la îndemâna persoanei sau și la responsabilitatea persoanei și că instituțiile sunt fără pată și prihană și n-au niciun fel de implicație în faptul că unii din oamenii care lucrează în ele se prăjesc la creier și la suflet. Și pentru că fenomenul de burnout deseori este însoțit de o simptomatologie care este specifică și tulburări depresive, avem o întrebare din partea doamnei Grecu, Alina. Cum putem fi de ajutor celor din jurul nostru când îi vedem că au depresie? Fiind alături de... Adică înțeleg că întrebarea aceasta este mai degrabă legată de cum putem noi, oameni obișnuiți, să fim de ajutor față de cei care au depresie. Sau poate și cazuri particulare, dacă identifici o simptomatologie din acest spectru într-un membru de familie, într-un coleg de servici sau într-un alt tip de relație, ce ai putea face? Îi oglindește asta? Îi recomanzi ceva? În ce fel poți fi alături de acea persoană? Primul lucru care cred că avem nevoie și în multe din familiile în care lucrul ăsta se întâmplă, de fapt la un moment dat nici nu se ajunge neapărat la ajutor de specialitate, este să ai răbdare și înțelegere cu persoana respectivă. Depresia este un strigăt surd de ajutor și lipsit de vitalitate. Adică persoana e în dorința de a obține ajutor, dar în același timp îl și blochează. În momentul în care stai în camera ta, stai într-un fotoliu și tu nu te mai miști acolo de un weekend întreg și spui lăsați-mă în pace că oricum fac umbră pământului degeaba și n-am niciun rost. Deci în momentul în care intri în această lume a ruminaților, cum le spunem, a rumegărilor minții, de multe ori ceea ce pentru membrii familiei nu este foarte evident este că tu de fapt soliciți ajutor și nu vrei să îi îndepărtezi. Și pentru chestia asta ai nevoie de blândețe, o blândețe aproape creștină și de răbdare. Să stai lângă persoana aceea și să spui nu plecăm de aici. E ok în acest moment să fim cu toții împreună. Și dacă reușești să nu-ți ieși din pepen și dacă reușești să nu aduci acuze și dacă reușești la un moment dat să-i spui cred că cu toții am putea să avem nevoie de ajutor, cred că nu ne descurcăm în această situație și la un moment dat dacă lucrurile se înrăutățesc tot așa cu blândețe și cu partea aceasta de persistență caldă în a fi lângă celălalt, cred că familiile pot să traverseze această punte care este foarte dificilă a
puntea depresiei. Iar în cazul în care vorbim și despre risc suicidar, pentru că în tulburările depresive, din păcate, incidența... Da, în situația asta răspunsul este foarte clar. Persoana va fi luată pe sus și dusă la un spital de psihiatrie. Deci, din păcate, oricât de mult am criticat noi sistemul sau așa, de multe ori, de fapt, singura urgență psihiatrică care este clar stabilită că e problematică și pentru persoană și pentru context sau așa, este riscul suicidar. O familie nu poate să aibă sau să gestioneze, chiar dacă unul din membrii familiei este psihiatru sau psiholog sau așa, nu poate să gestioneze o persoană care în mod activ vrea să-și facă rău. Dacă familia află că lucrul ăsta este real sau dacă bănuiește că lucrul ăsta este real, există niște mijloace, e adevărat, nu foarte spectaculos de arătoase din punct de vedere a ceea ce se întâmplă, adică vorbim de internările nevoluntare în care chem poliția, în care chem ambulanța, în care se întâmplă lucrurile astea, dar care pot uneori să pună persoana la adăpost de ceea ce înseamnă propria acțiune și propria tristețe. Am început deja să vorbim puțin despre partea de intervenție. Tocmai asta vreau să vă întreb. Discutând despre sănătatea mentală, despre tulburările de personalitate, despre diferitele patologii, care sunt principalele direcții de tratament? Medicamentos este evident în unele situații și psihoterapeutic. În România ce facem? Reparăm în psihoterapie, dezvoltăm abilități. Unde se adresează persoana care își dă seama că a întâmpină dificultăți la un anumit nivel din punct de vedere al sănătății mentale? Cui se adresează ea? Păi, din punctul ăsta de vedere, încă suntem în construcție de servicii. Una din marile anomalii care se întâmplă în România și nu se întâmplă în toate țările din jur, nici măcar în țările care au aparținut fostului bloc comunist, este că serviciile de ajutor psihologic nu sunt considerate ca servicii de ajutor public. Serviciile de ajutor psihologic, fac aici referire la psihoterapie, în principal, sunt plătite în continuare din buzunarul persoanei care vrea să acceseze. Deci, din punctul acesta de vedere, ajutorul de sănătate mentală în România este strict limitat la sistemul de asistență psihiatrică și la ceea ce derivă din acest sistem. Adică, în sistemele publice de psihiatrie, în centrele de sănătate mentală, în clinicile de psihiatrie, uneori în cabinetele psihiatrilor care lucrează cu psihologi, pot fi obținute și, și există și o ofertă de consiliere, dar care este destul de incompatibilă cu ideea de ajutor structurat, de ideea de psihoterapie. Pentru că logica spitalelor de psihiatrie face ca, din punctul de vedere tehnic a ceea ce înseamnă procesul psihoterapeutic, el să nu poată fi oferit acolo. Sunt multe considerații filozofice de ce se întâmplă așa sau așa, dar bref, sistemul public oferă în principal asistență psihiatrică, în principal asistență psihiatrică spitalicească și nu comunitară. Din punctul acesta de vedere, există avantaje și dezavantaje, pentru că multe persoane ori nu își permit alt tip de asistență, având în vedere că psihoterapia este un serviciu care este plătit din buzunarul clienților și este o resursă de lux. Nu oricine poate să-și permită psihoterapie și ca urmare e cumva mai onorabil să te duci sau mai confortabil să te duci să-ți iei o rețetă de antidepresive pe care dai 20-30 de lei și care sunt pe lună și care sunt acoperite prin sistemul de stat, decât să dai 100-150 de lei pe săptămână, de 4 ori pe săptămână unui psihoterapeut și banii aia să nu ți-i rambursezi nimeni. Și din punctul acesta de vedere, mergem și judecata mea este foarte pragmatică. Atunci când cineva are o nevoie, ideea este de a obține cel mai la îndemână ajutor pe care poate să-l obțină în funcție de resursele pe care le are.
Câțiva dintre noi, ca psihoterapeuți, mai avem din când în când cazuri care lucrăm pro bono. Eu îmi încurajez că o parte din studenți care sunt în supervizare sau la începutul carierei să-și înceapă cariera în această zonă în care se ofere servicii psihoterapeutice sau de consiliere gratuite sau pe niște onorarii foarte mici, dar la un moment dat când îți constituie o bază și un cabinet, cineva trebuie să te plătească. Și atunci, bineînțeles că o să te orientezi spre niște clienți care, sau măcar o parte dintre clienți care să poată susține activitatea și să viața de zi cu zi a unui psihoterapeut. Nu avem niciun fel de perspectivă foarte apropiată când o să se întâmple această minune în care serviciile de psihoterapie să fie acoperite măcar parțial prin și să fie recunoscute ca servicii de tip medical pentru promovarea sănătății mentale sau pentru restabilirea sănătății mentale, și până atunci lucrăm în aceste condiții care sunt foarte particulare. Chiar dacă la un moment dat însă vor exista aceste servicii, oricum numărul de persoane este insuficient, un numărul de profesioniști este insuficient pentru potențiala cerere care ar putea fi declanșată de aceste servicii. De aceste persoane, pardon. Da. Pentru a accesa doar foarte puțin din practica dumneavoastră terapeutică în această seară, pe lângă tehnicile specifice cognitiv-comportamentale pe care le utilizați în cabinet, sunteți deja celebru pentru utilizarea metaforelor și a referințelor la filme mainstream pentru a-i face pe client să înțeleagă mai bine simptomul pe care îl trăiesc. Ne puteți da una, două exemple de o astfel de metaforă? Aveți metaforă deja celebre pentru atac de panică și mersul pe autostradă, pentru traumă, de exemplu, pentru tulburarea borderline? Da, folosesc asta, cred că în primul rând ca să creez așa un cadru apropo de metafore, mai ales că în momentul ăsta m-ați blocat și nu vine niciuna în cap de cele pe care le folosesc. Aici folosesc mult din formarea mea inițială, una din formările inițiale pe care am făcut-o cu profesorul Dafinoi este în hipnoză clinică și ericksoniană, unde se lucrează foarte mult cu metafore și cu această putere a cuvântului și a înțelegerii transmise clientului mai departe. Și în general eu încerc să merg cu aceste învățăminte, chiar dacă nu mai practic hipnoza clinică și ericksoniană, căutând metafore cumva și încercând să adaptez lucrurile astea pentru fiecare din clienții cu care lucrez. Evident că metaforele de succes după aceea sunt folosite ca să folosesc, ca să aduc în discuție ceea ce spuneam apropo de tulburările de personalitate și tulburările de personalitate borderline. Comparația pe care am făcut-o constant este cu un vehicul care se numește bicicleta cu motor de Ferrari, adică să ne gândim că noi cu toții, oamenii care nu sunt tulburați la personalitate, suntem niște mașini mari și leneșe, niște loganuri, brake, care merg încet, dar sigur, pe autostradă și pe străduțele laterale. Și există unii dintre noi care au o emoționalitate foarte puternică pe o construcție foarte fragilă. Și acestea sunt bicicletele cu motor de Ferrari, care în momentul în care încearcă să accelereze sau să decelereze sau așa, pot să producă două accidente într-o curbă, vătămându-se pe ei și pe oricine este în jur, tocmai pentru că conducerea unui asemenea vehicul este foarte dificilă. Așa, asta e una din metaforele pe care am folosit-o de mai multe ori în terapie. Mulțumesc pentru acest exemplu. Pentru că suntem, din păcate, în ultimele minute ale emisiunii, aș vrea să demitizăm în câteva cuvinte câteva mituri des întâlnite, din păcate. De exemplu, doar oamenii slabi merg la psiholog. Trebuie să fii neapărat nebun
sau trebuie să fii neapărat nebun sau să ai o problemă gravă de sănătate pentru a ajunge în cabinetul unui psiholog. Asta cu demitizarea, aș putea să vă indic să, apropo de doar oamenii slabi de merg la psiholog, bănuiesc că știu, adică am o vagă idee că v-ați uitat la o intervenție de la TEDx de la Cluj de acum 2 ani. Da, părerea mea este că noi suntem într-o schimbare de mentalitate și în momentul ăsta din ce în ce mai mulți oameni slabi, mai puțin slabi, puternici și foarte puternici vin la psiholog. Nu o să vă dau detalii din cabinetul meu, dar din ce în ce mai puțin oameni slabi vin și din ce în ce mai mulți oameni care sunt plini de putere și plin de aplomb ajung în cabinet, în detrimentul e adevărat a unor oameni care s-ar putea ca uneori să aibă mai mare nevoie de ajutor, dar nu au resurse, nu slăbiciune. Pentru al doilea mit cu doar nebunii se duc la psiholog, aici este foarte simplu. Și spun asta ca un fost personaj care a lucrat în spitale de psihiatrie și ca psihiatru. La psiholog vin din ce în ce mai mulți oameni care știu că psihiatrii tratează pe adevărații nebuni. Deci, din punctul ăsta de vedere, am rezolvat cabinetul psihologic este un loc al autocunoașterii și nu un loc al tratamentului și din punctul acesta de vedere, noile generații de clienți, noi nici nu le spunem în psihoterapie pacienți, noile generații de clienți sunt niște generații foarte centrate pe autocunoaștere și descoperire și care nu acceptă să fie introduse în etichete de tip psihiatrie. Un alt mit, psihologul nu mă poate ajuta pentru că nu a trecut prin ce am trecut eu. Foarte interesant. Asta e, aici e o istorie foarte simplă. De ce nu aplicăm acest mit analogic prin urologul nu poate scoate o piatră pentru că el însuși nu a avut până acum nicio piatră la rinichi. Exagerez, nu este chiar așa. În general, noi ca profesioniști în suferință ne dăm seama că oricât de tare am valida ideea asta de experiență umană nesfârșită, regulile suferinței sunt destul de puține. Adică e reacția la, le putem enumera în 20 de secunde, reacția la pierdere, reacția la amenințare, reacția la abandon, părăsire, reacția la invalidare. Deci, din punctul ăsta de vedere, chiar dacă suferința are forme nesfârșite, regulile suferinței sunt foarte reduse și ca urmare nu trebuie să fii trecut prin toate varietățile de suferință, când este suficient să înțelegi și să ajuți persoana să reflecteze ce a făcut-o pe ea să sufere mai tare într-un anumit moment al existenței. Un alt mit pe care îl întâlnim des este psihologul îți citește gândurile. Citiți gândurile? Clar! Le citeze pe prompter, înseamnă așa, deasupra capului fiecărui client câte ce un prompter. Ar fi. Da, ar fi foarte simplu. Nu, asta e un lucru, chiar astăzi le spuneam studenților mei la curs că noi nu suntem röntgene umane. Avem nevoie uneori, că de-aia nu te duci la psiholog odată și ca la ghicit un cafea, după 5 minute de interacțiune, ți se spune că o să ai o bucurie la așternut sau ceva de genul ăsta. Noi, ca psihologi, pentru a cunoaște pe cineva, avem nevoie uneori de săptămâni sau de luni de interacțiune, ceea ce dovedește că suntem foarte amărâți și foarte incapabili în a citi gânduri, în momentul în care noi trebuie să avem confirmări din partea persoanei timp de încă zeci de ore pentru a afla dacă gândurile alea pe care le-am fi citit sau nu inițial sunt sau nu valide. No. Un alt mit des întâlnit este acela al faptului că la psiholog mergi doar să vorbești, să te descarci și atâta tot.
Da, e foarte bine. Dacă cineva vrea să vină pentru chestia asta și să plătească bani pentru a se descărca, este super ok. Eu aș, întotdeauna am o soluție mai bună care se numește Soliman Magnificu. Te poți descărca și uitându-te la o telenovelă turcească. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, există unii care vin și pur și simplu au nevoie să vorbească. Mulți dintre clienții însă care vin la psiholog vin foarte deciși să afle niște lucruri despre ei care cu siguranță nu o să le convină și traversează momente grele descoperind teritorii ale interiorului care nu întotdeauna sunt foarte plăcute și astea sunt, nu sunt niște călătorii de loazir, nu sunt niște călătorii într-o vacanță frumoasă în Creta, ci sunt niște călătorii într-un păpuriș foarte încurcat și într-o junglă interioară care de multe ori mai degrabă necesită efort decât relaxare și descărcare. Așa este. Un alt mit este acela al faptului că psihologul este ca un prieten, atât doar că îl plătești și mai e și foarte scump. Așa. Da. Acum, ce să spun? Asta, asta este un mit care brusc îți face să-ți crească pipota, să zici e foarte tare, poți să fii prieten cu toată lumea și pentru chestia asta mai primești și bani. Da, acum, ăsta este un mit care nici nu-mi bat capul foarte tare să-l demitizez, pentru că în sine faptul că avem clienți care vin și ne caută arată că ei au, chiar dacă au mulți prieteni, au niște prieteni cam incompetenți și prietenii aia care sunt cam incompetenți îi fac să nu se simtă mai bine. Și pe gratis. Și pe gratis. Sau asta o fi problema, nu știu. Dacă le-ar cere, dacă le-ar da bani prietenilor, s-ar putea ca brusc toată lumea să se străduiască să le vorbească pe alt ton sau pe altă voce și da, într-adevăr, și uneori și niște prieteni plătiți pot să își facă datoria. Sper. Un alt mit este acela al faptului că nu avem nevoie de terapie pentru că citim cărți de dezvoltare personală, ne ajutăm singuri. Da. Ok. Literatura de dezvoltare personală a pătruns copios în România în ultimii 10 ani, că înainte de asta au fost tot felul de încercări care de fapt nu au dus la rezultate. Nu se simte niciunul dintre colegii mei și nici eu amenințați de acest lucru. Sunt oameni care vin și spun am citit asta și asta și asta și asta și nu m-a ajutat. Sunt oameni care vin și spun aha, acum înțeleg și eu într-adevăr ce am citit. Sunt oameni care nu vin pentru că probabil i-a ajutat literatura de dezvoltare personală. Deci este foarte simplu. Nu mă simt și cred că nici alți colegi nu se simt amenințați. Este exact ca în istoria cu medicina. După apariția Viagrei a apărut un medicament similar care este Cialisul. Acum o să spunem și denumirile comerciale. Nu s-au simțit amenințați un medicament de altul pentru că piața sexualității masculine și a ceea ce ne gândim noi că e sexualitate masculină defectă sau nu, habar n-am, este atât de mare încât cei doi competitori au stat umăr la umăr și au făcut o parte dintre bărbați să se simtă mai virili. Cam așa este și cu psihoterapia și cu self-help-ul. Mergem umăr la umăr și sperăm să ne putem ajuta și potența unii pe alții. Așa este și există și alte tipuri de medicație ale căror denumiri nu le putem prezenta. Un alt mit este tocmai legat de asta, de medicație, că funcționează mai bine decât funcționează psihoterapia. E opinie. Acum, cei care au încercat experiența psihoterapiei și a medicației pe propria lor piele pot să judece cel mai bine acest lucru. Și da, e foarte posibil ca să existe oameni care să fie convinși că medicația i-a ajutat mai mult decât psihoterapia. Așa este. Și ultima întrebare din această seară, pentru că, din păcate, suntem în ultimul minut al emisiunii. Nu știu dacă observați ce scrie pe tricoul lui Mugur Ciumăgeanu, dar aș vrea să te întreb exact asta. Cum mai e la tine în suflet?
La mine în suflet e lumină în momentul ăsta. La mine în suflet e destul de multă pace. Sunt cu gândul la familia mea, sunt cu gândul la oamenii din jur și sunt cu gândul, nu în ultimul rând, la clienții mei și la studenții. Mulțumesc pentru răspunsul și mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această seară. Felicitări pentru copilași! Mersi mult! Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi în această seară lector universitar dr. Mugur Ciumăgeanu. Eu sunt Ica Secoșan și vă aștept săptămâna viitoare luni la Atelier de Psihologie la ora 20. Până atunci, vă doresc o seară minunată și o săptămână pe măsură.